Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, tot despre bizarul episod de panică națională de la altăieri cu asaltul la benzinării. Ce credeți? O fi fost lucrătură sau nu? Chiar am vrea să vă ascultăm opiniile și o să vă spun câteva lucruri. Și după aia, dacă vreți, ne sunați și vorbim despre asta. Deci, uite de ce vă întrebăm. Avem niște suspiciuni. Pentru că aproape exact același scenariu s-a petrecut recent și în Bulgaria și în Polonia. Și sunt niște informații că ar fi fost și în Macedonia, dar din Macedonia e mai greu să obții știri. Deci pe 2 martie, o benzinărie mică din Ruse. Ruse care e de partea cealaltă a orașului Giurgiu. Drumul spre Vârvuru. Da. Pe 2 martie, o benzinărie mică din Ruse a afișat deodată prețuri totalmente exagerate pentru carburanți. S-a făcut o fotografie, poza a fost imediat preluată pe rețelele sociale și de acolo a început nebunia. Exact așa s-a întâmplat la noi. O benzinărie mică din Beiuș a pus niște prețuri cu totul exagerate, 11 lei și 10 bani. Poza a fost preluată și după aceea a explodat totul. În Ruse, în Bulgaria, s-a aflat apoi că organizația de tineret a partidului de opoziție, partidul de opoziție al fostului premier Boyko Borisov, a publicat 2 postări pe Facebook și le-a sponsorizat cu 500 de euro cu imaginea respectivă. Deci pe una a cheltuit 200 de euro, pentru cealaltă 300 de euro, a relatat un ziarist bulgar, citat de Digi24. Ambele postări făceau referire la creșterea prețurilor la carburanți, cu poze, cu nu știu ce, scopul fiind de fapt un atac politic împotriva actualului guvern, care, mă rog, nu poate asigura menținerea nivelului de trai al bulgarilor. Uite ce nenorocire se întâmplă. Vă reamintesc că și la noi, liderul Partidului Aur a făcut alaltăieri postări inflamante la adresa guvernului, pe fondul isteriei cu prețurile la carburanți. A spus că guvernul nu e în stare să coordoneze nimic și a cerut naționalizarea companiilor petroliere care activează în România. Încă o dată, se poate ca astea să fie coincidențe, întâmplător. Dacă ești liderul unui partid de opoziție și vezi că lumea e îngrijorată din cauza unui anumit subiect, e și firesc, până la un punct, să încerci să preiei energia asta negativă ca să o duci în politică. Dar nu înseamnă că nu poate fi și o lucrătură. În Bulgaria, ca și la noi, au început să circule masiv pe WhatsApp mesaje care avertizau că prețurile la carburanți vor crește la miezul nopții, îndemnând oamenii să meargă să facă plinul, că nu se știe. Așa a fost și la noi. Deodată pe WhatsApp toată lumea își trimitea mesaje. Vezi că de la noapte o să fie peste 10 lei. A sunat și pe mine un amic din Oradea. Pitică, băi, și uite ce se spune la noi, tu ce știi? Și tot ca la noi, pe seară, guvernul bulgar și-a trimis reprezentanții să liniștească populația. A doua zi, lucrurile s-au calmat. Deci asta s-a întâmplat la bulgari, la ei a ieșit chiar primul ministru. La noi a ieșit ministrul energiei și a făcut un tur pe la televiziune și a spus, e ok, avem stocuri. Bun, sigur, problema nu era că n-aveam stocuri, problema era cu prețul, nu că nu se mai găsea. Da, da. În Polonia, pe 25 februarie, pe rețelele sociale au început să fie distribuite fotografii cu cozi la benzinării, cu afirmația că urmează penurie și creșteri mari de prețuri. Și drept rezultat, evident, polonezii au luat cu asalt benzinăriile, iar unele rețele de benzinării au raportat ulterior creșteri de 4 ori a volumului de vânzări obișnuit. Adică lumea a fost așa de disperată încât s-a dus și au vândut de 4 ori mai mult. Da, deci, asta sigur că e super speculativ ce discutăm noi. Dar, având în vedere contextul și nervozitatea generală și faptul că cineva undeva la est a hotărât să răstoarne toată ordinea din jur, ce credeți? Asta a fost cumva așa o mică operațiune de manipulare? PSYOPS, a vreunei structuri care are interesul să destabilizeze statele estice de la frontiera Uniunii Europene și NATO, sau pur și simplu e nervozitate generală din cauza războiului? Și n-are rost să căutăm noi cumva motive ascunse, unde sunt doar reacții omenești, firești, de teamă și îngrijorare. Chiar ne-ar interesa opinia voastră despre tot episodul ăsta, ce ați înțeles din el și ce ați învățat din el. 0372069599, numărul nostru de telefon. Și dați-ne și mesaje audio, dacă se poate, să le difuzăm la 0728-3132. Opinia voastră despre episodul ăsta de isterie, a fost o lucrătură sau pur și simplu s-a întâmplat? 0372069599. Vorbim în câteva minute. Apropo de ce s-a întâmplat ieri, dacă a fost o lucrătură, dacă a fost o întâmplare și așa mai departe, mesaje și telefoane în direct în deșteptare. Hai să începem cu un mesaj. Hai! Hai, bună dimineața, Laurențiu vă salută și cu Loredana. Vă salutăm din însorita Germanie, unde e frig.
Da, din opinia noastră este un atac cibernetic, o manipulare a populației pentru a manipula lumea și pentru a destabiliza cât de mult se poate ordinea în țările vestice. Atenție, noi suntem țară vestică pentru ruși. Pentru ruși, da. Noi suntem Occident. Și pentru ucraineni. Hai să vedem. Stăm de vorbă cu Florin. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, România. Salut. Neața. Te ascultăm. Părerea ta. E clar că a fost o operațiune și ăsta e doar începutul. A fost un test ca să testeze fricile și coșmarurile oamenilor. De ce crezi asta? Pentru că e simplu. Nu se poate face o isterie, o nebunie. Până la urmă, o glumă a fost asta. Dar gândiți-vă cum a reacționat oamenii la gluma asta. Ce frici au, ce... Și tot stresul după pandemie și cu războiul și cu tot. Bine, mulțumim frumos pentru opinie. Mulțumim, Florin. Daniel, bună dimineața. Bună, Daniel. Sorin, bună dimineața. Bună, Sorin. Neața. Bună dimineața. Bună. Dați-mi voie să vă informez corect. Sunt un administrator, avem în portofoliu 5.000 stații PECO. Da. Ok. În data de 8 martie... producătorii și importatorii de benzină și motorină au oferit pieței un preț bombă, 8,74 lei. În acest timp ei aveau pe pompe prețuri în jur de 7,50 lei. Deci aceasta este un atac la economia României, destabilizarea economiei. Cum pot supraviețui privații unor astfel de atacuri cu prețuri mai mari în depozite decât se vinde pe pompă. Deci Consiliul Concurenței este singura instituție care trebuie și poate să oprească acest atac asupra economiei. Gândiți-vă, în România cum există peste 4.000 de benzinării private. Da, totul e privat. Dar cum să-l oprească? Adică ce ar trebui să facă Consiliul Concurenței? Păi, Consiliul Concurenței trebuie să ofere un climat corect. Nu poți să vinzi în depozit, tu ca și producător, doar prin prisma faptului că ai depozit mai scump revânzătorilor, cum suntem noi, mai scump decât ai tu pe pompă, pentru că ăsta e cartel, ăsta e dumping, ăsta e politică de forță. Cum adică? Spune că sunt mici benzinării de-astea particulare. Da. Adică nu fac parte din lanțurile dumneavoastră mari. Dumneavoastră luați benzină de la un carburant de la un depozit, nu? De la producători. Bun, și producătorul crește prețul. Mai mari decât, vă dau un exemplu. Acum este o altă problemă, că nu mai avem de unde să cumpărăm, că toți ne spun că nu avem marfă. De ce OMV-ul în care statul român are 49% nu oferă? Nu are grijă de firmele românești, că toți cei 4 mici vânzători... Cum să fac? Adică să vă ofere la 4 lei litru sau nu, cum? Stai puțin. Nu. Să fie ca și până acum o chestiune corectă. Care că înțeleg ce spune dânsul. Cheltuielile de transport. Deci de OMV, mă iertați o secundă, îmi spuneți dacă am înțeles corect, da? OMV vinde angro pentru alte benzinării de-astea private și vinde și la pompă. Normal, prețul ăla de angro trebuie să fie sub cel de la pompă. Dânsul spune că în ziua de 8 martie, prețul la pompă era 8 lei, iar prețul angro pentru alți... Era 10 lei. Păi poate că OMV Petrom, fiind depozitar, are stocuri mai mari și vinde din ce avea dinainte? Păi da, dar ne scoate pe noi de pe piață. De ce nu înțelegeți? Că e foarte simplu. Păi poate are stocuri. Păi poate are stocuri pe care le-a făcut la preț mai mic. Nu poate să fie și pentru noi? Da, am înțeles și punctul nostru de vedere. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim. De discutat și aici, sigur că da, de investigat și aici. Hai să mai vedem niște mesaje. Bună dimineața, mă numesc Mirel și vreau să vă spun că totul e o lucrătură a statului român. Nu se poate să fii producător de petrol, de gaze și să crești prețurile atât de mult. Suntem o țară de tot ratul. Ne merităm soarta. Da, producător de petrol nu mai e România chiar atât de puternică, dar producător de gaz. De altfel, o bună parte din gazul consumat în România este din producție internă. Și ascultătorul nostru are dreptate până la un anumit punct, pentru că statul are taxe, impozite, accize, TVA foarte mari pe carburanți, pe energie în general. Deci, de creșterea prețurilor beneficiază, în primul rând, statul român. Și am mai vorbit despre asta și știți că l-am și felicitat pe domnul Ciolacu, care a spus o să reducem acciza. Nu l-am mai văzut. Uite că nu s-a mai redus nicio acciză. Deci statul român câștigă din creșterea prețurilor. Hai cu telefoane sau cu mesaje. Bună dimineața!
demonstrează încă o dată influența mass media asupra oamenilor și cel mai probabil urmează criza uleiului, după cum am văzut astăzi de dimineață. Luca, știi ceva? Am primit ieri mesaje de la ascultători că începuse să fie o frăsuneală cu astea de bază, zahăr, făină, ulei. Frăsuneală, da. Ucraina este exportator de grâu, Ucraina și Rusia este exportator de grâu și exportator de ulei de floarea soarelui. Dar în România sunt culturi serioase de ulei de floarea soarelui, deci aș fi rezervat în privința crizei de ulei de se consumă pe semințe. În România, poate că cine știe. Păi da, da, în Germania. Dacă o să fie cerere foarte mare în Uniunea Europeană, poate să se ajungă să crească prețurile, nu neapărat să fie o criză. Mm-hmm. Dar dacă acolo nu se mai produce ulei de floarea soarelui și era un producător cultură masiv. Mamă, știi cât de bun e să gătești cu cultură. Asta, hai da, mai zi. Hai să vedem ce face Ionuț. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste. Am fost când eram mai tânăr, pe la 22-24 de ani. Uh-huh. Și între timp am aflat că există comploturi. Astea au existat dintotdeauna. Există niște găști, niște grupuri de interese, cum se numesc mai elegant în presă. Da. Care au interesul să devină tot mai bogați, care nu se mai satură și vis-a-vis de creșterea prețurilor în general la energie. În ultimul an de zile, de când s-a trecut la liberalizare, după asigurări, tot felul de asigurări verbale primite de la politicieni, prețul a explodat, fără niciun motiv, fără nicio justificare macroeconomică reală. Eu nu am auzit. Vă contrazic, să știți că după liberalizare prețul efectiv a scăzut. Creșterile sunt în urma creșterii tensiunilor internaționale și a începutului războiului din Ucraina. Și este firesc să fie așa. Creșterea prețurilor începând din 2022, eu țin minte că am alimentat. Eram plecat din țară, am alimentat în Germania cu 1 euro 55 benzină într-un PECO din Germania, de la granița cu Olanda, unde prețurile sunt un pic mai mari decât restul Germaniei, pe data de 17-20 decembrie, cam pe acolo am fost. Da. La sfârșitul anului trecut. Am revenit, după sărbători, am alimentat cu 1,80 €. Da, pentru că mulțumesc frumos. Încerc să mai iau și alte telefoane. La sfârșitul anului trecut, rușii au început să maseze trupe la granița Ucrainei și au început să apară informații că vor ataca. Și vă reamintesc că atacul a început în februarie după ce a fost amânat de câteva ori. Deci toată luna ianuarie a fost cumplită din acest punct de vedere al avertismentelor. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! Am ascultat discuțiile antevorbitorilor mei. Da. Și aș vrea doar să ridic următoarea problemă. Eu lucrez în București, apropo de prețul benzinei, însă sunt din Corbu, de lângă Petromidia, Năvodari, oarecum. Cel mai scump preț al benzinei și am întrebat inclusiv... I-am întrebat pe cei care lucrează în stația Rompetrol Petromidia, de ce cel mai scump preț al benzinei este chiar la poarta fabricii între ghilimele. Uh-huh. Rafinerie. Deci dacă nici pe autostradă și nu vorbesc și de ce? Momentul actual. Nimeni n-a știut să explice acest lucru, probabil pentru că sunt singuri în acea zonă care furnizează singura benzinărie Rompetrol. Ideea este că prețul era mai mare inclusiv decât al benzinăriilor de pe autostrada Soarelui. Mm-hmm. Tot timpul Rompetrol... Da, nu avem explicație. Nu știm de ce. Dar dacă ai o poziție geografică convenabilă și ești singura benzinărie de pe o rază de, nu știu, 10 km, atunci da. Îți permiți. De ce sunt prețurile la benzină pe DN1 la intrarea în București mai mari decât prețurile la benzină în București? Explicați-mi asta. Pentru că spre București vine lumea și atunci se gândesc probabil mulți să alimenteze înainte să intre în oraș. Și atunci, fiind cerere mare, își permit să aibă prețuri mai mari. Așa funcționează piața liberă. Cred că mai avem un mesaj și ne oprim. Da. Serviciile secrete ar trebui să-și dea demisia. Aici, da, votez pentru. Clar. Votez pentru. La asta nu m-aș fi gândit. Crezi că știau votez dinainte? Eu cred că, nu știu ce știau sau ce nu știau, dar sunt de acord cu demisia. Crezi că au fost și au alimentat la preț mic înainte și n-au spus nimic? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.